Salvatori Smurd București Ilfov se ocupă de transferul bolnavilor infectați cu noul coronavirus între spitale, dar și de acasă la diversele unități medicale. Nu puține sunt cazurile în care pacienții în stare gravă sunt duși la Constanța, Brașov sau Târgu Mureș. În dispecerat, telefonul sună în continuu. La 52 de ani, doctorul Dan Marinescu este unul dintre medicii experimentați ai serviciului de urgență. Este în Smurd de aproape 15 ani, însă o situație așa de grea, întinsă pe o perioadă atât de lungă, nu a văzut niciodată. Ultima tură de dispecerat, fiind în jur de 140 de solicitări în 12 ore, s-au putut realiza peste 120 dintre ele, făcând eforturi de-a dreptul supraomenești, pentru că spitalele nu pot primi în flux continuu pacienții la camerele de gardă de boli infecțioase, ele se pot aglomera, au momente în care fac decontaminări și nu pot primi bolnavi. Smurd București are pe fiecare tură 39 de echipaje de urgență, 6 salvări de terapie intensivă și un elicopter EC-135. Asta înseamnă 10 medici și 90 de paramedici. După mai bine de 7 luni de pandemie, oamenii sunt obosiți și cu nervii întinși la maximum. E epuizant din punct de vedere fizic, chiar și dacă nu am fi îmbrăcați în costumele, în combinezoanele de protecție, chiar și așa pe timpul verii și toamna care a fost lungă și caldă, e extrem de greu chiar și într-un combinezon obișnuit, cele roșii pe care le știți. Atunci când se îmbracă încă un combinezon de protecție pe deasupra, situația devine insuportabilă. Salvatorii Smurd se așteaptă în viitorul apropiat la mai multe misiuni în condițiile în care sezonul rece abia începe. Gripele sezoniere și COVID-19 vor pune la grea încercare și echipajele de prim ajutor. În ultima vreme a crescut considerabil și numărul misiunilor elicopterelor Ministerului de Interne. De exemplu, în septembrie, piloții MAI au transportat în jur de 34 de bolnavi de COVID. Doar în primele 5 zile ale lunii octombrie au dus 18 bolnavi. Asta înseamnă mai bine de jumătate din cifra din luna precedentă. De la Băneasa pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.